Bine, dragii mei, este deja vineri, a început weekendul și am să fac o etalare pentru acest weekend, așadar, cu oracolul Sibilei. Etalarea cu ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi, ce va fi în casă, în afara casei, cine te iubește și care sunt surprizele pentru acest weekend. Așadar, dacă doriți să aflați cum va fi acest weekend, care sunt energiile, reușitele, veștile, bucurile la care vă puteți aștepta în acest weekend, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele. Verde prima, alba a doua, roz a treia. Alegeți-vă varianta cu care voi rezonați și să vedem ce pot dezvălui cărțile de oracol. Și am să încep cu prima variantă. Verde. Să vedem ce dezvăluie oracolul pentru acest weekend, pentru cei care v-ați ales prima variantă, piatra verde. În ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă, în afara casei, cine vă iubește și care vor fi surprizele. Vești, vă uit niște vești, scrisori, poate e-mail-uri, telefon, dar atenție totuși pe înșelătorii. Trebuie să fiți mai prudente, fie că e vorba de dragoste, fie că e vorba de câștiguri, de bani. E bună oarecare prudență, că se pare că sunt niște energii negative, niște persoane false, poate, energiile negative din partea celor care sunt negativi sau falși, fără intenționat, etc. Haideți să vedem ce știți voi. Știți că ați avut un succes, știți că ați făcut o cucerire în dragoste, știți că poate chiar cuiva și îndrăgostit sau că vi s-a făcut o declarație de dragoste, știți că ați primit o consolare, poate, fie în dragoste, fie legată de bani, știți că ați avut un mare succes legat de muncă, legat de bani, legat de servici, de ceva. Ați avut poate chiar pe mai multe planuri în același timp. Știți. Ce nu știți pentru acest weekend? Sau poate voi știți, ce știți voi pentru acest weekend poate să fie că știți că sunteți îndrăgostiți, că aveți un iubit sau că aveți un succes legat de muncă, de câștiguri de bani, o recompensă. Nu știți că veți avea bani, o reușită, dar atenție pe dușmani. Pentru unii pot să vină și vești de o moștenire. Dar atenție pe o pagubă, că sunt niște energii negative. Aveți o dușmagă care vă urmărește câștigurile, vă urmărește banii, vrea să vă păgubească, vrea să vă facă o schimbare. E un dezechilibru aici legat de relații și bani, de câștiguri de muncă, deci cineva vrea să vă creez o pagubă, deci nu știți acest lucru și ar trebui să fiți mai prudenți că aveți o dușmangă care lucrează împotriva voastră. Ce ar trebui să știți pentru acest weekend? Că apare o revedere, o împăcare, o întâlnire poate cu cineva, cu un iubit. Poate să fie și o persoană mai geloasă. Deci poate că unii dintre voi vă veți revedea sau vă veți împăca, vă veți îndrăgosti sau veți avea o nouă dragoste, dar poate cu un bărbat cu haină de stat, poate, sau care este foarte gelos, foarte agresiv, poate chiar, atenție, așadar că pentru dragoste aici, sau pentru un contract aici, puteți avea niște întâmpinări, niște dificultăți din cauza unor persoane mai agresive. Sunt niște obstacole, niște întârzieri, niște piedici, un stres, deci atenție pe pagube totuși, că cineva încearcă, parcă zic că aveți niște dușmani care lucrează sau sunt așa la nivel de societate niște probleme și atunci trebuie să fiți mai prudenți. În casă vă vin vești de la drum, poate vă caută cineva, pot apărea niște beneficii în casă, un parteneriat, poate vă caută persoana iubită sau veți primi vești de la drum lung, de la o rudă, de la cineva, cu toate că voi sunteți neîncrezători sau sunteți prudenți sau totuși atenție, sau partenerul vostru vine de la drum lung,
Dar atenție, poate că orică nu e suficient de sincer, orică voi nu mai aveți prea multă încredere. Deci apar oricum niște beneficii în acest weekend în casă, niște vești bune, niște vești de la drum. Pentru unii poate chiar gândiți să faceți un drum, să plecați undeva. Și pentru asta sunteți încă neliniștiți, nu știți sigur dacă să faceți drumul sau nu, sau nu știți dacă vine persoana de care voi vă gândiți de la drum sau nu. Vești vă vin în orice caz, așteptați-vă la niște beneficii, la un succes, ceva. Poate pentru unii chiar și o propunere în căsătorie poate să vină, sau de o împăcare, o revedere, de a avea o relație cu cineva de la drum. În afara casei și aici apar niște noutăți, dar prudență pe sănătate, să nu fiți naivi, mai bine stați acasă, cum se spune, fiți mai prudenți pe sănătate în afara casei, pe socializare. Puteți afla în afara casei și de nașterea unui copil. Sunt niște situații, poate în afara casei, puțin pe neașteptate, vin noutăți, dar vin și situații care să vă descurajeze. Cine vă iubește? Vă iubește pe voi, vă iubește o femeie mai în vârstă și una mai tânără, dar totuși aveți un dușman. Deci aveți și dușman, să știți, vă urmărește. Vă urmărește, orică aveți un dușman, o tânără, poate să fie vorba și de o tânără care e dușman, care vă urmărește, dar poate să fie și un bărbat. Un bărbat care e dușmanos, e invidios, e răutăcios, lucrează împotriva voastră, poate bârfindu-vă, fie că unei femei, unei tinere, sau pentru că voi sunteți mai în vârstă, preferă o femeie, persoană mai tânără, vrea să facă o schimbare, deci atenție aici. Deci nu, păreți că sunteți iubite de o femeie mai matură sau va trebui voi să fiți mai înțelepte, pentru că există un dușman care e dușman pe voi, poate pentru că sunteți tânără, arătați mai tânără decât sunteți, spre exemplu, și atunci devine dușman pe voi. Poate să fie și acest lucru. Surpriza voastră vin vești, aveți protecție și din alta societate sau de la cineva cu funcție, sau vă vine vești de la o persoană generoasă, un cadou, un dar, dar prudență că sunteți urmărite, am zis, aveți un dușman, deci un bărbat în mod special și o femeie lucrează împotriva voastră. Partenerul pare să fie și el destul de gelos sau, nu știu, are ceva care... Că văd că și în casă, și în afara casei, și în dragoste aici, ei pot apărea și certuri și împăcări în acest weekend, să zic așa, pentru cei care aveți un parteneriat. Da, deci pare așa un weekend în dragoste, în mod special cu sușuri și coborâșuri. Atenție pe pagubă. Deci pe sănătate, în general, e un weekend liniștit, frumos, dar pot apărea și neplăceri din cauza unor dușmănie, unor răutăți, unor invidii. Stârniți niște invidii, se pare. Și haideți să vedem și la a doua variantă ce se poate întâmpla. Să vedem la varianta cu piatra albă. Ce se întâmplă în acest weekend? Ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți? Cine se gândește la voi? Cine vă iubește? Ce aveți în casă, în afara casei? Surpriză, dragoste, ce se întâmplă în acest weekend, să vedem care sunt energiile. Wow, niște vești. Voi, și o credință, poate unul dintre voi vă duce și la biserică în aceste zile. Trebuie să aveți mai multă încredere în voi, poate faceți chiar un drum, dar pentru acest drum se cere prudență. Posibil să aveți și probleme de sănătate. Deci atenție pe probleme de sănătate sau atenție pe persoanele geloase, invidioase, care vă demoralizează, vă descurajează, vă fac să vă simțiți rău. Mi se cere mai multă răbdare și înțelepciune, mai multă maturitate. Ce știți? Știți că ați avut o pagubă, o pierdere sau o despărțire, cu toate că poate și sperați împăcarea, și sperați că recuperați ce ați pierdut. Unele dintre voi poate ați trecut și printr-un doliu, ați trecut și prin certuri, prin gelozii. Neliniși multe, poate și din cauza unui bărbat foarte gelos. Știți, nu știți că poate apărea pentru voi o nouă relație.
o nouă dragoste, o idee genială, nu știu, o afacere, o prietenie foarte frumoasă cu cineva care poate e intelectual, cineva care vă poate inspira, cineva care poate este mai artist sau veți fi voi, veți fi mai creativi în acest weekend, mai inspirați. Poate veți avea și o întâlnire cu o prietenă, niște discuții plăcute, o perioadă de relaxare, să zic așa, în care vă poate vă ocupați de pasiunile și hobby-urile voastre. Ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că trebuie să gândiți mai pozitiv. Pentru unii poate apărea și o despărțire sau apare poate chiar o pomană, nu știu, un divorț, o petrecere de divorț, să zic așa, sau, mă rog, o petrecere pentru pomană. Poate apărea și o despărțire pentru unii sau poate apărea și o clarificare, poate, pentru unii dintre voi, pentru niște îndoieli care le aveți legate, poate și de o relație cu cineva sau pentru sănătate, poate să fie și acest lucru. Știți, nu știți și ar trebui să știți în casă. În casă reușită, vă vin vești bune, vești, cadouri, daruri, o prietenă bună care poate vă face un dar, care vă caută, pare o mai multă păcare, mai multă relaxare în casă, liniște, să zic așa, mai multă credință, poate, încredere în voi, mai multă speranță. Poate chiar un succes în dragoste, că am zis aici că pe neașteptate unora dintre voi poate să apară și o nouă poveste de dragoste, o relație care pare că este foarte frumoasă, armonioasă, o prietenie frumoasă. În afara casei și aici niște vești, drumuri poate, văd aici că apar și noutăți legate de un copil, niște idei poate, o nouă idee sau un proiect, poate sau o propunere de un drum, de un serviciu, ceva, poate să apară și acest lucru. Cine vă iubește aici, poate să fie vorba de parteneri iubiți aici, dar orică trebuie să fiți voi mai înțelepți, așa mai șireți, mai prudenți, să îmbățineți de intimitatea voastră, de secretele voastre, orică să aveți grijă că cineva vă pândește, să zic așa, să vă ia ceva din casă, poate, sau e cineva mai fals în jurul vostru, aveți un hoț care are legătură cu casa și cu banii și căsnicia, relațiile într-un fel, da? Deci e cineva care e mai șmecher, mai hoț, orică mai are pe cineva, orică vrea niște interese, are niște interese, da? Sau atenție chiar la hoții în mod în adevăratul sens al cuvântului, să nu vă păgubească cineva cu ceva, că vrea o schimbare, eu aici cineva care vrea o schimbare. Asta din partea persoana care vă iubește, deci totuși aici poate să fie vorba și de o hoție legată de cine vă iubește. Da? Deci orică vă spune că a avut o hoție, ceva, orică e această persoană chiar. Da. Pe surpriză, și aici vă vin vești, păstrați-vă gândirea pozitivă, dar o să aflați poate și tu dușmănie, o să aflați de cineva care vorbește poate vrute și nevrute pe seama voastră, fiți mai atenți, atente, mai ales dacă sunteți femei, că pare că sunteți sub un risc. Risc de a fi bârfită, de a fi a intra într-o lumină proastă din cauza unei dușmanii, cauza unei dușmani, ce mod special. Nu riscați pe sănătate, nu riscați pe nimic. Încercați să fiți cu, poate de aceea vi se cere să fiți mai prudente, mai înțelepte, mai să nu fiți naive, poate. Da, că cineva, sunt niște intrigi aici pe care apar pe surpriză. Le puteți descoperi, pentru că dacă sunteți atente, cam asta e ce vă spun la a doua variantă. Și haideți să vedem, vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra roz. Vedem la voi ce se întâmplă. La piatra roz să vedem care sunt reușitele, ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți. O veste, poate, un copil, apar vești, o noutate, ceva. O sinceritate, cineva care poate mai sincer față de voi, dar și voi trebuie să fiți în același timp mai matur, mai să nu fiți naivi. Poate apărea vești de nașterea unui copil sau de un cineva care se copilărește. Ei, atenție aici pe tristețe, încercați să fiți mai pozitiv, mai optimiști, mai puțin pesimiști. Unii păresc că sunteți așa într-o stare de regret, de pagubă, de pierdere, nu știu, de aducere aminte. Orică treceți printr-un doliu și asta vă întristează, orică
Aveți voi așa o stare de melancolie, știți, știți de niște reușite, de o nouă dragoste. Poate unii dintre voi știți și că v-ați fost mințiți, înșelați pentru într-o nouă dragoste, într-o aventură, ați avut o aventură, ați avut și o, sau într-o afacere, într-un loc de muncă nou, toate că păreți aici într-un succes, păreți totuși că ați avut și succes, dar ați avut și parcă și, sau ați avut succes cu o persoană care nu era chiar tocmai de încredere, cu toate acestea v-a adus și succes, v-a adus și reușită, că ați avut un prieten fidel, că ați avut o prietenie, deci pentru acest weekend, sau voi știți că poate aveți o întâlnire în acest weekend pentru un loc de muncă, pentru o întâlnire de romantică cu o persoană care poate face și afaceri nu tocmai legale. Știți, nu știți. Sau că v-a căutat această persoană, că ați avut ceva cu aceasta, o relație, o întâlnire în casă, poate o întâlnire mai intimă. În casă, în afară, știți, nu știți, de o dragoste, o nouă dragoste, poate, apare, dar posibil să apară și dușmănii pentru dragostea asta, pentru împăcare, pentru un contract, chiar pentru unul dintre voi poate apare un loc de muncă nou, un contract, ceva, dar atenție că puteți stârni niște gelozii, niște invidii, un bărbat pare mai dușmănos pentru acest lucru, pentru această reușită în dragoste sau de un contract, de relații sau de muncă, știți, nu știți. Ar trebui să știți că apare într-adevăr și o dragoste, dar și o tristețe, apare și o bârfă. Deci va fi așa un weekend, cum să zic, voi poate sunteți îndrăgostiți, dar sunteți și într-o situație de să nu aveți vreo, să nu regretați ceva. Atenție pentru această dragoste, că păreți că într-un anturaj, oricând preajma voastră sunt persoane ciudate, persoane care vorbesc multe, vrute și nevrute, să nu apare și o despărțire. Știți, nu știți ce ar trebui să știți în casă. În casă, în schimb, vă vine cineva, vă caută cineva. Aveți o protecție, aveți un succes. Voi sunteți cu în așteptarea unei vești, poate de la cineva cu funcție sau cineva a unui dar. Poate așteptați un dar, un împrumut, nu știu, un cadou, așteptați să vină o anumită persoană, să faceți niște drumuri. Ele se pot întâmpla, deci pot veni aceste vești care le așteptați voi a avea armonia sau succesul pe care îl vreți voi în casă. Pare și o protecție, că sunteți protejați de cineva cu funcție, cu haină de stat sau cu afaceri, bogat, persoană generoasă, persoană care are, poate politician, poate să fie orice, dar cu, în orice caz, o persoană cu o stare socială mai bună. În afară casei vin vești. Vești, poate și de un drum, de o vizită, poate vin și o chestiune legată de orgolii. Aici, totuși, de niște rivalități veți afla în afara casei sau veți întâmpina, poate, niște dificultăți din cauza unor rivalități. Vin niște vești, parcă din partea unei femei mai în vârstă. O discuție aici, o femeie, poate apar niște discuții și din cauza unor orgolii, unor rivalități, da? Motive de mândrie, poate. Veți avea totuși și în afara casei, știți, nu știți ce ar trebui să știți. Cine vă iubește? Cine vă iubește, vă dă vești. Poate să fie o persoană intelectuală, ori e partenerul vostru care aveți o relație, ori puteți face o cucerire, sunteți într-o cucerire, e cineva care căruia îi place de voi, vă iubește, dar poate să fie o persoană mai aventurieră, poate, ori că e căsătorită, poate și acest lucru. Pare că totuși aveți niște beneficii, aveți niște vești, aveți niște daruri, dar e o situație și riscantă totuși aici, nu tratați cu superficialitate. Surpriza voastră, în schimb, poate să fie destul de complicată, să zic așa, gelozie, invidie, o hoție, o stare proastă de sănătate, o discuție, o rivalitate, poate. Aveți grijă că împărăți aici într-o rivalitate de persoane masculine, le văd aici mai șmechere, mai geloase, vă poate aduce o pagubă, vă poate aduce o răutate, o dificultate sau veți afla de cineva care are poate chiar probleme cu legea din cauza geloziei, din cauza unei pagube, din cauza unei hoții, poate și acest lucru, o să aflați de aceste lucruri. Ceva care vă enervează, vă strică, să zic așa, și starea de sănătate sau are legătură cu sănătate, poate. Cam asta e ce văd și la a treia variantă, așadar, pentru acest weekend, pentru varianta cu piatra roz. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă vor fi de folos.
și că acest weekend pentru toată lumea va fi excelent din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!